Circa 250 de persoane din Raiul Rezina au primit daruri în ajunul sărbătorilor de Paști. Printre aceștia se numără veteranii războiului din Afganistan și ai celui de Penistru, văduvele acestora, persoanele deportate și cele nevoiașe. Cu plăcere am primit așa ceva. Când de mult nu au fost, câteva nu au fost, dar. O leacă înseamnă eu. Mulțumim. Mulțumim, vă prost. Suntem mulțumiți. O leacă de atenție din partea conducere e raionul nostru, toată e mulțumire pentru noi. Mulțumim, mă. Să ne poartă ce este măcar în viitor, să nu ne uite. Vă mulțumim stăim zău și-o. Și-o vlași și de-le aia timp noșcă vnimania na noi. Cu ciu-ciu-t, nimnogă, nu, s-o vrem ne mărăt băt și E o lucru bun făcut pentru veterani, pentru participanți la război. Suntem foarte mulțumiți de ceea că, într-adevăr, nu se uită de veterani. Cu toate că pe televizor să spune și să iau decizii diferite că s-au ridicat indexația la pensii, însă aceasta nu coincide cu realitatea. Ceea ce este depinde de la noi, în rezină, într-adevăr, la fiecare sărbătoare, de Paște și an, într-adevăr, s-a făcut această binefacere și în afară de acestea, într-adevăr, ne au ajutat și sperăm că în viitor într-adevăr, să ne ajute și vom colabora strâns cu primăria și Consiliul Regional a Raionului Rezina. Acțiunea de binefacere a fost organizată de primăria orașului Rezina și Consiliul Raional. Avem o acțiune de caritate, am venit cu, un, cu niște cadouri, cu tradițional cu niște pomeni în, în ajunul sărbătorilor de Paști cu vin roșu Cagor și cu păsculița tradițională pentru toți asociații, toți membrii asociaților din oraș, din raion. Merge vorba de veteranii războiului din Afganistan, de combatanții conflictul armat din, de la Nistru, uh, lichidatorii avarii de la Cernobâl, uh, de, uh, asociația deportaților, Totodată, totodată mai avem persoane care uh, sunt mai triși ca noi și primăria împreună cu consiliul raional, uh, cu serviciul comunal locativ, sau au amunit eforturile ca să le facem sărbători de Paști mai frumoase, mai luminoase. Și asta este esența acțiunii care am întreprins-o și până vineri va fi finalizată, vor fi împărțite peste 500 de cadouri. Ne-am propus astăzi să venim cu un mesaj așa mai sufletist către cei care au nevoie de suportul și susținerea noastră și împreună cu primăria orașului Rezina am venit cu aceste cadouri simbolice de Paște, cei ce simbolizează anume produsele principale pe masa de Paște, vinul și pasca, care este simbolul principal al acestei sărbători. Evident că ne dorim ca să fim cât mai aproape de cei care au nevoie de suportul și susținerea noastră și această acțiune de caritate ne dă încă o dată posibilitatea ca să -i avem alături pe cei care au luptat atât în Afganistan, Transnistria și nu în ultimul rând, cei care au fost deportați, ca să le dăm o cât de mică atenție, măcar atunci când sunt sărbătorile, fiindcă în celălalt timp, deci noi ne propunem să fim alături de ei prin alte acțiuni. Astăzi, evident că înaintea Sfintelor Sărbători de Paști, ne-am propus să venim cu acest moment simbolic, care este acest, această acțiune. Persoanele prezente au primit în dar vin roșu și pască.